Când mama pleacă, primii care pierd sunt copiii. Nu o mai văd cu ani și sunt forțați să se maturizeze rapid. Soțul începe să-și bănuiască partenera că își reface viața peste hotare. Conform știrile ProTV.ro, ele sunt o pierdere și pentru societatea românească, care deja e în criză de forță de muncă. Sub nicio formă însă nu trebuie să le învinovățim pe aceste femei care pleacă îngrijitoare în Italia și pe care nimeni nu le obligă să trăiască așa, dar nu știu cum altfel să-și câștige pâinea, pentru ele și pentru cei lăsați în urmă. Într-un cartier din Italia trăiește și Nicolița și ea lucrează cu orar non-stop zi și noapte. În acte are pauze câte 2 ore zilnic și sâmbata integral, dar au convenit să fie plătită suplimentar. Nicolița îngrijitoare spune, sunt niște bani în plus, mai câștigi încă jumătate. Dacă mai prind și o sărbătoare 2 iunie, mi-o plătește cu 50 de euro dacă stau în casă. Sora sa a adus-o în Italia pentru că nu mai făcea față și a propus să o înlocuiască pe perioade scurte cât venea în România și au făcut așa până când sora și-a găsit altă bătrână de care să aibă grijă. Apoi sora ei s-a îmbolnăvit și s-a întors în România. Din păcate, sora Nicoliței s-a stins din viață. Nicolița a intrat într-o depresie pentru că, în timp ce vedea de o bătrână în Italia, i s-a stins și bărbatul acasă. Aveau peste 40 de ani de căsnicie. Astăzi își reproșează că munca de bandantă a ținut-o departe de cei care i-au fost dragi toată viața, că nu mai poate da ani înapoi. Medicul psihiatru Gabriela Bondoc ne spune, vin cu depresie, cu stări de vomă, atacuri de panică și dureri de cap. Lorazepam iau o jumătate când mă culc și dacă nu adorm mai iau și cealaltă jumătate. Am zile când sunt agitată și nu dorm și asta e paroxetina din care nu mai am decât atât. Fără ele nu pot să stau, spune îngrijitoarea. Prin parcurile din Italia e plin de bandante, multe însoțite de bătrânii luați în îngrijire. Le recunoști ușor, ies la aer exact în cele 2 ore de pauză după prânz și butonează intens telefoanele. Intră pe internet, pe rețelele de socializare și vorbesc cu cei de acasă, cu familia. Psihoterapeuții români și italieni au identificat mai multe șocuri prin care trec succesiv sau concomitent bandantele. În primul rând e plecarea, renunțarea la statutul social de acasă, pentru cele îngrijitoare la un bătrân. Apoi urmează adaptarea la viață într-o țară străină, dar și adaptarea la o casă nouă, cu reguli mai mult sau mai puțin drastice, cu o cară și scandal, cu sentimentul că bandanta e doar o slugă. La asta se adaugă blamarea din partea celor de acasă, părinți, soți, copii, adică fix cei pentru care muncește să strângă bani, cărora le trimite sumele câștigate, sunt cei care îi reproșează femeii că a plecat. Cele mai multe devin dependente de această viață, celor de mai mulți ani aflate în Italia li se adaugă alte și alte femei, care iau drumul Italiei. Exodul româncelor bandante pare de neoprit, mirajul banilor câștigați în peninsula Italiei le atrage, dar le și consumă, conform știrile ProTV.ro.